Prea mare și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt de acum și în veci de veci. Amin. Suntem în această dimineață din nou în casa Domnului, binecuvântați de El, binecuvântați de Harul Lui, binecuvântați de credincioșia Lui pe care a avut-o, o are astăzi și va avea întotdeauna pentru noi care suntem copiii Lui. De aceea spunem din toată inima, preamărit să fie Domnul. Amin. Psalmul 5 spune în versetul 3, a doua parte, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Și asta am făcut noi până aici. Ne-am rugat lui Dumnezeu și datoria noastră este să așteptăm în răbdare ajutorul și răspunsul Domnului. Însă mai există un lucru pe care trebuie să-l facem în continuare, care nu este neapărat scris în Scriptură, dar îl înțelegem din dorința pe care Dumnezeu o are pentru noi. În această dimineață trebuie să ne deschidem inima pentru cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca să îl strângem în adâncul vieții noastre și apoi să împlinim în fiecare zi voia lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre scopurile pe care le avem atunci când venim în casa Domnului sau atunci când ne îndreptăm inima spre cuvântul lui Dumnezeu și îl citim. Mă rog în această dimineață pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și cu adevărat să fim oameni care să iubim cuvântul lui Dumnezeu, să dorim ca Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să ne sfătuiască, Dumnezeu să ne călăuzească și să ne conducă viața noastră pe pământul acesta până în ziua când ne vom întâlni cu El în Împărăția Lui. Și acolo, după cum spune Scriptura, se pare că doar vom cânta. Și acolo vom lăuda în continuu pe Dumnezeu care este singurul Dumnezeu adevărat, pe Domnul Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru și pe Duhul Sfânt, care este Mângăitorul și Călăuza noastră pe pământul acesta, încă o dată spun, preamărit să fie Domnul. Amen. Suntem în această dimineață la o zi în care avem sărbătoarea binecuvântării de noi născuți. Și așa cum este normal și frumos, trebuie să avem câteva gânduri care să ține de tot ceea ce înseamnă responsabilitatea pe care noi ca și părinți o avem înaintea lui Dumnezeu vis-a-vis de familie pe care Dumnezeu ne-a dat și copiii cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. În ceea ce înseamnă învățătura aceasta diferă și la această dimineață am ales un text pe care vreau să-l folosesc într-un alt fel în a învăța cum putem noi să administrăm această mare comoară pe care Dumnezeu ne-a dat-o familia și copiii de la Dumnezeu. Am citit despre Ozia și vreau să fac doar o mică introducere pentru că este normal să vorbim câteva lucruri despre contextul în care se întâmplă această lucrare a lui Ozia și aș vrea să spun câteva lucruri despre el. Foarte interesant, omul acesta, Ozia, care spune Biblia că avea un nume cu predestinație. Știți că în vechime numele care le-a dat unui copil de vorbea despre viitorul lui într-un anumit fel. Și Ozia înseamnă puterea lui Jehova. Sau dacă ar fi să traducem într-un mod mai ușor de înțeles, Ozia înseamnă Dumnezeu este tăria mea. Un conducător despre care se spune că a fost un conducător promițător. Știți că Ozia are cea mai lungă domnie în Iuda, în Israel, 52 de ani. 52 de ani a domnit în Iuda. Și omul acesta a început de la vârsta de tinerețe să conducă poporul Israel. Este foarte interesant modul în care el a început, măcar că sfârșitul lui n-a fost așa cum ar fi trebuit să fie, dar modul în care a început a fost, cred că un mod în care putem să învățăm câteva lucruri pentru noi. Și spune că el a căutat pe Dumnezeu. Unul dintre lucrurile care trebuie să caracterizeze pe orice om, indiferent că este împărat sau rob, indiferent că este învățat sau mai puțin învățat, indiferent că are o slujbă mai importantă în fața lui Dumnezeu sau mai puțin importantă, lucrul care trebuie să ne caracterizeze pe noi este acesta, a căuta pe Dumnezeu în fiecare zi. Și despre omul acesta, despre Ozia, spune că în căutarea aceasta exista moduri în care el l-a căutat. Cum l-a căutat Ozia pe Domnul și spune că a respectat închinarea, a păzit poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel,
L-a cinstit pe Dumnezeu cinstind oamenii care vorbeau inspirați de Dumnezeu. Noi vorbim despre proroci. Acolo era un om numit Zaharia, despre care se spunea câteva lucruri. Și apoi spune că omul acesta studia legea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să luăm doar aceste lucruri, cu siguranță găsim o cale adevărată prin care să îl căutăm pe Dumnezeu. Când? Este foarte interesant că omul acesta l-a căutat pe Dumnezeu atunci când avea un om. Sigur, acum noi putem să vorbim despre influența pe care a avut-o familia, i s-a dat numele mamei și știm cine a fost tatăl. Influența pe care avea avut-o familia în viața lui. Dar spune că era acolo un om, Zaharia, despre care am amintit, care avea pricepere și auziți, învăța în viziunea lui Dumnezeu sau primind lucruri de la Dumnezeu. Este foarte important să avem, și vreau să fac aici o paranteză, este foarte important să avem în biserică oameni care să aibă darul acesta și chemarea aceasta de a avea pricepere în a vorbi din ceea ce Dumnezeu vrea ca să ne învețe. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta și întotdeauna biserica aceasta să aibă, așa cum are acum, și să aibă mai mult în viitor, oameni care să vorbească din partea lui Dumnezeu, oameni care să învețe. Și în timpul în care Zaharia era în viață sau a fost în viață, Ozia a fost omul care și-a păstrat această căutare a lui Dumnezeu. Și apoi există rezultatul pe care îl găsim scris în versetul 5. Și în timpul cât a căutat pe Dumnezeu, spune că Dumnezeu l-a făcut să propășească. Întotdeauna noi ne gândim la propășire, ceva care ține de lucrurile acestea fizice. Eu cred, întotdeauna cred că Scriptura este valabilă și spune adevărul. Și așa este. Când noi îl vom căuta pe Dumnezeu, Dumnezeu va binecuvânta viața noastră. Ne uităm la Ozia și vreau să închei această introducere. Ne uităm la modul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Ozia și spune că el a biruit vrăjmașii lui, a biruit pe filisteni, a biruit arabii care erau în jurul lui. Spune că a rezidit din zidurile Ierusalimului, un om harnic, i-a dat propășire Dumnezeu în lucrul lui. Spune că a dezvoltat agricultura, spune că a reorganizat armata, era un mare om de armată, un general de armată, dacă vreți. Și apoi a mai făcut ceva. Spune că a zidit turnuri de scăpare, turnuri în jurul cetății. Zidurile erau deja acum complete și a început să zidească turnurile. De această dimineață vreau să luăm acest lucru și să-l aplicăm în învățătura pe care vreau să o avem în această dimineață pentru familie. Turnurile reprezintă ceva. Pentru că mesajul meu în această dimineață este să zidim turnuri în jurul familiilor noastre. Turnurile reprezintă ceva. A reprezentat în istoria omenirii și reprezintă în Scriptură. Dați-mi voi să vă dau 3 semnificații pe care am să le folosesc în această dimineață în exemplificarea acestui mesaj de a zidi turnuri în jurul familiilor noastre. Turnul înseamnă, în primul rând, viziune. Dați-mi voie să vă spun că un om care are responsabilitatea unei familii trebuie să aibă o viziune. Viziunea înseamnă abilitatea de a vedea ceea ce normal nu poți să vezi. Viziunea înseamnă ceva ceea ce aștepți de la Dumnezeu ca să o împlinești. Noi vorbim despre un verset din Scriptură, Habacuc, capitolul 2, versetul 1, unde spune acolo prorocul: m-am dus la locul meu de strajă și stam unde? Pe turn, ca să fac ce? Să veghez. Și apoi spune, și să văd ce are să-mi spune Domnul. Dragii mei, când vrei să zidești turnuri și trebuie să zidim turnuri în jurul familiei, noi trebuie să înțelegem că noi trebuie să avem viziune vis-a-vis de ceea ce trebuie să însemne familia noastră și vă vedea puțin mai târziu. Primul aspect este viziunea. În al doilea rând, când vorbim despre turn, înseamnă provizie, înseamnă să ai abilitatea de a pune la dispoziție lucruri de care ai nevoie. Turnul în vremea aceea și în multe epoci a omenirii erau folosite nu doar pentru ca să vadă la distanță, erau folosite și pentru locul de depozitare. Acolo erau depozitate alimente, arme. Dacă vreți, citiți în istoria poporului evreu,
Atunci când romanii au vrut să cucerească Ierusalimul și apoi, după ce l-au cucerit, a mai rămas o singură cetate undeva așezată pe un munte, ca un turn. Și acolo oamenii s-au retras și au stat acolo multă vreme încercând să respingă pe romani ceea ce s-a întâmplat, pentru că aveau acolo arme și aveau provizii. Dragii mei, turnul reprezintă și provizie. Și orice om care are responsabilitatea de la Dumnezeu ca familie trebuie să înțeleagă că el trebuie să aibă provizii. Și nu vorbim aici numai despre lucrurile fizice, ci vorbim despre lucrurile spirituale. Asta înseamnă să zidești turnuri în jurul familiei tale, să aduni lucruri spirituale, să faci resurse spirituale, pentru ca să apoi să le folosești în ceea ce înseamnă familia. E adevărat că și turnurile și proviziile sunt importante, dar cel mai important este ca să zidești un turn care reprezintă protecție. Degeaba ai viziune, degeaba ai resurse, dacă nu protejezi. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că Dumnezeu este Cel care ține și poate să protejeze familiile noastre. Iată ce spune psalmistul în psalmul 59, versetul 16. Sunt multe versete care vorbesc despre lucrul acesta, dar am ales acest cuvânt. Spune așa, căci Tu, Doamne, ești turnul de scăpare pentru mine, un loc de adăpost. Noi facem ce putem. Încercăm să protejăm familiile noastre cum știm noi mai bine, pentru că înțelegem responsabilitatea. Dar, dragii mei, mai mult decât noi, face Dumnezeu. Amin. Și mărim pe Dumnezeul nostru care întotdeauna își împlinește acest cuvânt din Scriptură. Asta înseamnă turnurile. Reprezintă ceva. Reprezintă viziune, reprezintă provizie și reprezintă protecție. Și atunci ne întoarcem la acest cuvânt. Spune că Ozia a construit turnuri în jurul cetății, în anumite locuri. Știți că turnurile nu erau puse așa la voia întâmplării. Erau strategi, oameni. Vreau să fac o paranteză. Noi credem că noi suntem cei mai deștepți, că avem ingineri. Vreau să spun că romanii aveau o școală în care învățau ingineria. Când ei se duceau ca să cucerească anumite, eu știu, țări sau anumite zone, ei duceau împreună cu ei nu doar ostași, duceau oameni care înțelegeau anumite lucruri, ingineri, cum le spunem noi, și făceau anumite arme ca să le folosească în război. Și acum închei această idee și închid paranteza. Noi înțelegem că Ozia a făcut anumite turnuri strategice puse în anumite locuri și găsim în această descriere, peste care de multe ori trecem doar așa ca o istorie, sunt 4 locuri strategice în care Ozia a construit 4 turnuri. Și vreau să le folosesc ca și imagine, dacă vrei, spirituală pentru noi astăzi și să învățăm unde și de ce trebuie să construim aceste turnuri în ceea ce înseamnă familia noastră. Și primul lucru pe care l-a făcut, primul turn, spune că l-a făcut la poarta unghiului. So? Ce așa mare importanță? Putea să-l pun în altă parte, nu. El a pus la poarta unghiului, pentru că unghiul reprezintă ceva. Dați-mi voie să vă fac o exemplificare. Un unghi de 90 de grade. Ce înseamnă lucrul acesta? De fapt, unghiul acesta este o formă, spune dicționarul explicativ al limbii române, o formă din două semidrepte care depinde cum le privești. Ori pleacă din același loc înspre exterior sau din exterior se unesc în același loc. Unghiul, de fapt, delimitează ceva. Delimitează ceva. Și vorbim despre o sferă dinăuntru. Când Ozia a construit un turn pe zid la poarta unghiului, el a înțeles că el trebuia să delimiteze locurile care țineau de cetatea lor. Delimitarea sau unghiul întotdeauna reprezintă limitele sau granițele. Și asta a înțeles Ozia. Punem un turn undeva aici, în colțul acesta al amvonului, spun eu acum. Pentru că aici este o delimitare. Asta înseamnă perimetrul unde trebuie să stăm noi. Dragii mei, trăim într-o lume care nu are limite, în care și mai ales acum,
Nu spun că acum este mai rău ca și înainte, dar există întotdeauna vremurile și au caracteristice lor. Trăim într-o lume care nu are limite, care promovează ideea că poți să faci orice atâta timp când nu încalci legile Canadei, dar din punct de vedere moral poți să faci orice. Nimeni nu te poate trage de mânecă. Nimeni nu poate să spună, hei, ceea ce faci tu nu este normal. Și uitați-vă ce se întâmplă. Nu trebuie să insistăm foarte mult asupra acestui aspect. Dragii mei, când vorbim despre familie și când vorbim despre familie așa cum o găsim, dacă vreți, după standardul lui Dumnezeu, familia trebuie să aibă limite. Și unul dintre turnurile pe care noi ca și familie trebuie să le facem, să îl facem, este turnul acesta al unghiului, care delimitează, care face limite. Este viziunea pe care Dumnezeu ne-o dă nouă. E adevărat că noi facem limite și unii încalcă limitele. E adevărat că, spunea cineva, legile sunt făcute ca să fie încălcate. E adevărat că nu întotdeauna aceste limite sunt respectate, dar viziunea pe care o dă Dumnezeu din Scriptură familiei este că orice familie trebuie să aibă limite. Familia este o instituție care are limite, în care se pun anumite reguli, nu regulile noastre pe care le gândim noi întotdeauna, nu că fiecare avem modul nostru de înțelegere, dar există limitele pe care le spune Scriptura și familia trebuie să aibă turnul acesta. Este viziunea pe care fiecare părinte, tată sau mamă, trebuie să o aibă. Limitele. În vremea aceasta, și eu am văzut din experiența nu a copiilor mei, a nepoților, pentru că atunci când eram noi în România, nu aveam telefoane. Una dintre problemele care există în vremea aceasta este telefonul mobil. Sau spunem noi, aceste instrumente, iPad și așa mai departe. Vedeți, dumneavoastră, există nevoia de a pune limită. Un copil nu poate să aibă telefonul ori de câte ori vrea și oricât vrea el. Am dat doar un exemplu. Nu e așa că este bine să avem viziune? Pentru că Ozia a construit primul turn, sau unul dintre turnuri, la poarta unghiului. Adică era locul care reprezenta limitele. Făcea graniță. Pentru că atunci când ai viziune și înțelegi lucrul acesta, începi să aduni provizii. Dacă faci limite și iei din anumite lucruri, trebuie să dai înapoi ceva. Care sunt proviziile pe care le putem noi oferi în ceea ce înseamnă unghiul acesta al limitelor? Sigur că da. Vorbim despre credința în Dumnezeu, vorbim despre cuvântul Dumnezeu, vorbim despre standardele viață pe care le putem spune la copiii noștri sau le putem arăta. Vorbim despre trăire sfântă care argumentează tot ce spunem noi și putem să vorbim de multe lucruri. Pentru că asta înseamnă să construiești un turn la poarta unghiului, reprezentând limitele în care te încadrezi. Tu ești un exemplu și copilul are alegerea, cum a făcut Ozia aici. El a făcut, de fapt, primele lucruri pe care le găsim în primele versete ale acestui capitol, după ce a văzut la părinții lui. Și apoi s-a uitat la Zaharia, s-a uitat la cel care era pentru el, din punctul meu de vedere, părintele spiritual. Copiii văd în familie, copiii văd în biserică și toate aceste lucruri nu sunt limite pentru că cineva vrea doar de dragul limitelor să le pună, ci sunt limite pe care Biblia ne învață să le avem. Este turnul pus în capul unghiului, spunem noi, sau dacă vreți la poarta unghiului. Deci există viziune vis-a-vis de limite. Există resurse care vin să înlocuiască tot ceea ce ține de nevoia de familie. Și apoi există protecție. Protecția care vine prin limite este că nu se deschide o ușă pentru orice. Uitați-vă la familiile care cresc în vremea aceasta. Am foarte multe exemple și nu pot să le dau astăzi, nici nu-mi permite timpul, dar sunt multe, multe familii și nu vorbim despre biserică, ci vorbim despre familii care le vedem, poate prieteni, poate cunoscuți sau din altă parte, români sau canadieni, care nu mai au niciun fel de limită, care nu mai au niciun fel de protecție. Și te trezești la sfârșit, eu știu undeva în timpul anilor, că auzi o veste tragică. Multe lucruri se pot întâmpla. Pentru că acolo unde nu există
protecție, acolo unde nu există veghere a părinților în ceea ce înseamnă familia, se pot întâmpla multe lucruri. Repet, acele limite trebuie să fie puse. Fiecare copil are libertatea să urmeze sau să nu urmeze. Dar datoria noastră ca și familie, datoria noastră ca și părinți este să punem aceste turnuri. Și vorbeam despre turnul acesta care ține de unghi, din unghi, din colțul acesta unghiului care și înseamnă de fapt aceste limite. Unghiul înseamnă limite. O familie trebuie să aibă viziune vis-a-vis de ce este bun și ce nu este bun. O familie trebuie să aibă deci resurse ca să ofere, alegând lucrurile bune, ca să le poată înlătura pe celelalte rele. Și apoi o familie trebuie să aibă protecție în a încerca ca toate aceste lucruri pe care le învățăm să fie respectate. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ozia a construit primul turn. Spune Biblia că l-a construit la poarta unghiului, care înseamnă limite. Din toată inima mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să putem să oferim copilul nostru aceste limite. Doi, merg mai departe. Spune că al doilea turn pe care l-a construit Ozia, uitați-vă în Scriptură, l-a construit la poarta văii. Era undeva o vale. Eu m-am uitat pe o hartă care nu era din vremea lui Ozia, dar m-am uitat atunci când a construit Solomon templu și apoi toată cetatea, era o vale care cobora. Și acolo spune Biblia că Ozia a construit un turn pe zid, un turn cu geamuri care l-a construit undeva într-o vale. Și noi spunem, dar de ce nu pe munte? Pentru că ne place când vorbim despre munte, noi vorbim despre munte și asimilăm muntele cu victorii, cu succese spirituale și așa mai departe. Dar, dragii mei, viața noastră nu se cuprinde sau nu este cuprinsă doar cu munte. Nu întotdeauna avem doar victorii, ci noi trecem și prin vale. Și vorbim despre valea care ține de problemele lumii acestea, vorbim despre slăbiciunile noastre, vorbim despre scăzămintele noastre. Și pentru mine asta înseamnă această vale. Vale reprezintă slăbiciunea. Știți că o familie trebuie să-și construiască un turn în vale? Pentru că există așa de multe slăbiciuni care pot să afecteze familia. Sunt așa de multe lucruri care afectează viețile noastre, familiile noastre și diavolul este cel care ne presează. De aceea, cred eu personal, bazat pe acest exemplu, că avem nevoie de turnuri în vale pentru ca să putem să fim veghetori asupra slăbiciunilor noastre. O slăbiciune care apare într-o familie influențează familia, vorbind despre părinți, și influențează copiii mai târziu. De aceea este nevoie să avem viziune. Este nevoie ca să înțelegem că familia trebuie, și auziți, trebuie să rămână o instituție stabilă. Chiar dacă vorbim despre probleme, chiar dacă vorbim despre slăbiciuni, chiar dacă vorbim despre orice altceva, familia trebuie să fie în viziunea noastră ca o instituție stabilă și pentru aceea trebuie să avem un turn pus acolo într-o vale. Și asta înseamnă efort, asta înseamnă timp, pentru că fiecare avem slăbiciunile noastre și trebuie să luptăm ca să eliminăm aceste slăbiciuni. Trebuie să le depunem efort ca să le dăm la o parte. Și nu vreau să dau niciun fel de exemplu, pentru că nu vreau să creez o impresie că știu ceva și am cu cineva ceva. Eu îmi predic în primul rând mie. Și apoi dacă dumneavoastră găsiți ceva care vi se potrivește, haideți să facem ca aceste lucruri să le aplicăm în viața noastră. Există viziunea aceasta. Familia trebuie să rămână întotdeauna stabilă. Care sunt resursele? Ce poți să pui în turnul acesta când vorbim despre slăbiciuni? Ce poți să pui ca și provizii ca să poți să biruiești? Știți ce putem să punem noi? Biblia ne învață că noi întotdeauna trebuie să punem pasiune pentru Dumnezeu și pentru familie. Sau dacă ar fi să pun într-o ordine pentru familie și pentru Dumnezeu, întotdeauna trebuie să punem pasiune. Acolo unde există pasiune pentru familie și pentru Dumnezeu, acolo există dragoste, acolo există iertare, acolo există lucruri pe care le trecem, toți suntem supuși slăbiciunilor și așa mai departe. Asta înseamnă să ai viziune despre ceea ce înseamnă familia.
și să pui la dispoziție acele resurse ca să poți să biruiești într-o vale a slăbiciunilor. Un turn care este pus acolo îți dă protecție și face ca familia ta și copiii tăi să fie protejată. Ozia a pus un turn în ceea ce însemna zidul care înconjura Ierusalimul într-o vale. Și pentru mine asta înseamnă, valea înseamnă slăbiciunile. Dragi frați și surori, dragi prieteni, oricine ar fi aici, dacă ai familie sau nu ai, oricum, probabil vei avea mai târziu, nu uitați, noi trăim o viață care este supusă slăbiciunilor, presată de circumstanțe și de diavolul. În astfel de situații, Dumnezeu ne cheamă pentru noi și pentru familiile noastre să creăm, să construim un turn în valea slăbiciunilor noastre, ca să putem să oferim protecție pentru familia noastră și pentru copiii noștri. Vrem lucrul acesta? Dumnezeu să ne binecuvinteze! Amin. Nu uitați, toate aceste lucruri scrise în Scriptură n-au fost scrise la voia întâmplării. Ele sunt lucruri de unde putem să învățăm, pentru că întotdeauna când noi vorbim despre familie, vorbim despre lupta noastră de zi cu zi în a păstra această moștenire binecuvântată de Dumnezeu. Și mă rog din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Al treilea turn. Fiți foarte atenți. Poate mai atenți ca și până aici. Măcar că ați fost atenți. Spune că al treilea turn l-a zidit undeva la o curbă a zidului. Era undeva, zidul de obicei, dacă vă uitați, și chiar vă invit să vă uitați pe o poză, dacă nu aveți, întrebați-mă că vă trimit una. Undeva, deci zidul mergea întotdeauna drept, avea un unghi. Dar undeva zidul a făcut așa o curbă. Știți de ce? Pentru că era un deal acolo. Și a vrut ca să, prin curba aceea, să prindă și dealul acela. Era din punct de vedere strategic, fizic, era foarte important. Undeva la estul Ierusalimului era acolo poarta cailor și a făcut o curbă zidul și pe curba aceea a zidit un turn. Și întrebarea mea, Doamne, ce pot să învăț eu de aici? De ce Ozia a pus acolo un turn? Ozia a fost singurul care a construit turnuri pe ziduri. De ce l-a pus acolo? Pentru că zidul își schimba direcția puțin. Și eu am înțeles de aici, pentru că curba aceasta, schimbarea aceasta direcției, în fapt înseamnă anumite schimbări în viața noastră. Viața noastră se schimbă de multe ori. Aș vrea să vă spun ceva din propria mea experiență. Eu am venit în Canada în urmă cu 18 ani. De mult am avut în minte ca să plec din România. Și cred că ajunge să spun doar lucrul acesta. Însă am fost pregătit într-o oarecare măsură de o schimbare radicală. Însă nu mi-am dat seama până când am ajuns aici. Pentru că, dragii mei, învățăm că orice schimbare în viața noastră, în familia noastră și în tot ceea ce înseamnă cercul nostru de influență poate să producă anumite lucruri, damage-uri, cum spunem noi. Și am venit în Canada și a trebuit să muncesc. Și am muncit la un moment dat împreună cu Ani, am avut 4 joburi. Și vă dați seama, să ai 4 joburi din dimineața până seara târziu, și mi-aduc aminte când sora Elena ne mai chema la ei la sfârșitul săptămânii, parcă era așa un fel de refulare, cum zicem noi. 4 joburi. Multe zile, fără să-mi dau seama, mi-am ignorat familia. David și cu Bianca au rămas singuri acasă. Atunci eram la apartament. Mi-am dat seama mai târziu că am pierdut trendul acesta și am încercat din nou să prind, dacă vreți, din spate lucrurile. Dacă am reușit sau nu, sigur, asta numai Dumnezeu știe. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Suntem așa de tentați să facem schimbări. Schimbări de mutare. Eu nu vorbesc împotriva schimbărilor, nu la asta mă refer. Dar vreau să vă spun ceva, atunci când vrem să facem o schimbare, cred că ar fi bine înainte să construim un turn și să înțelegem din punctul de vedere oare ce înseamnă, care este viziunea mea vis-a-vis de schimbarea aceasta, ce mi oferă această schimbare și ce pot să pierd. Pentru că nu degeaba a construit Ozia turnul în această curbă, în această schimbare de direcție, pentru că întotdeauna noi trebuie să înțelegem viziunea noastră, dacă familia trebuie să rămână statornică, ea trebuie să rămână liniștită. N-ar trebui să facem schimbări. Dacă asta va face o turbulență în ceea ce înseamnă liniștea familiei noastre.
Pentru că mai mult decât lucrurile fizice pe care le câștigăm, noi putem să pierdem mult mai mult. Și asta mi-a spus mie această construcție pe care Ozi a făcut-o, un turn pe o schimbare. Fiți foarte atenți la schimbările pe care le faceți. Este nevoie să ne gândim foarte atent. Este nevoie să-L întrebăm pe Domnul dacă vreți. Este nevoie ca să punem în viziunea noastră și ecuația Dumnezeu. Oare, Doamne, este cu adevărat un câștig spiritual pentru mine sau doar este doar ceva pentru că vreau să rezolv? O, aici sunt lucruri mai scumpe, mă duc în altă parte. Repet, nu vorbesc împotriva schimbării, ci vorbesc împotriva unui principiu pe care de multe ori l-am uitat. Un turn care ține de viziune. Dumnezeu trebuie să confirme dacă să plecăm acolo sau nu. Un turn care ține de tot ceea ce noi punem la dispoziție. Eu mă bucur că am ajuns în Canada, printre altele, pentru că slujesc într-o biserică binecuvântată. Eu întotdeauna mă bucur și nu știu cum să spun, nu spun că mă laud, că poate asta sună mai puțin negativ, dar mă bucur de biserica aceasta. Din punct de vedere spiritual, eu am câștigat. E adevărat că multe lucruri poate le-am pierdut. Dar, dragii mei, întotdeauna trebuie să punem în ecuație oare schimbarea pe care o fac, oare direcția pe care, așa, un fel de detur, cum spunem noi, este după voia Dumnezeu, pentru că viziunea și ceea ce eu am la dispoziție ca și provizie, întotdeauna trebuie să se termine prin întrebarea, oare cât de mult îmi protejez eu familia făcând această schimbare? Și de aceea spune Biblia că Ozia a construit un turn. Unde? În acea schimbare. Vrea să prindă ceva în plus, dar acolo a pus un turn pentru ca să aibă cu adevărat și viziune și provizie și protecție în tot ceea ce însemna viața lor. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să nu uităm să-L punem pe Dumnezeu în ecuația a tot ceea ce vrem să facem noi și mai mult decât lucrurile acestea vorbeam despre acele schimbări și să facem un turn în care să Îl întrebăm pe Dumnezeu, în care să încercăm dacă lucrul acesta este sau nu este după voia Dumnezeu și Dumnezeu va binecuvânta familiile noastre și viețile noastre cu propășire în continuare. Din toată inima mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și apoi spune că a construit un al patrulea turn. Turnul acesta este foarte interesant. Spune că al patrulea turn l-a construit în deșert. Adică asta înseamnă că direcția în care puteai să privești era deșertul. Știți ce însemna pentru evrei deșertul? Era o zonă de stepă care era aproape de Ierusalim și zona aceea era undeva la vest de Marea Moartă. Și a construit, eu păstrez această denumire, un turn în pustiu. Repet, are ce? De ce a pus acolo Ozia un turn în pustiu? Ce să facă cu el? Știți ce am înțeles eu de aici? Deșertul întotdeauna reprezintă zona, sau dacă vreți, teritoriul care încă nu este cucerit. Mi-am aplicat acest cuvânt la mine, la viața mea și la familia mea. Și poate dumneavoastră aveți aceeași, dacă vreți, dorință. Știți de ce? Am găsit lucrul acesta foarte, foarte instructiv. Ozia a construit un turn în deșert. Pentru mine, spiritual, deșertul înseamnă ceva de necucerit. Avem nevoie, dragii mei, poate nu toți, dar unii dintre noi avem nevoie să construim un turn ca să putem să cucerim lucrurile sau să, dacă vreți, să recâștigăm lucrurile care încă n-au fost cucerite. Poate pentru tine nu-i valabil, dar vreau să spun ceva. Poți să construiești un turn pentru altă familie, pentru altcineva. Pentru că există întotdeauna nevoia aceasta în familiile noastre de a cuceri zone sau persoane necucerite. Poate n-ai un copil care nu te ascultă. Poate că n-ai o soție care nu te ascultă. Poate că n-ai un părinte care nu este întotdeauna Dumnezeu. Poate n-ai lucrurile acestea. Dar poate le ai. Și Dumnezeu ne învață în această dimineață, construiește un turn, un pustiu. Adică scopul este să cucerești zonele acelea care încă nu sunt cucerite. Sunt zone care sunt aride. Sunt zone care oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Fă un turn. Construiește-ți un turn. Niciodată noi n-ar trebui ca în viziunea familiei noastre
Să nu includem lucrul acesta. Noi trebuie și vrem să dorim din toată inima ca familie noastră împreună să rămână în credință. Asta este viziunea pe care Dumnezeu ne-o dă nouă. Asta înțeleg eu. Asta înțeleg eu. Dumnezeu ne cheamă să construim un turn în pustiu. Direcția este a cuceri. Este o expresie așa de frumoasă care vorbește despre faptul că noi trebuie să luptăm pentru câștigarea de noi teritorii. Sau cum spunea cineva plastic, să transformăm deșertul într-o grădină. Locuri necucerite, persoane nemântuite, orașe nemântuite. Pentru asta, o familie, o biserică, ca o persoană trebuie să construiască un turn în pustiu. Gândindu-ne la lucrurile acelea care încă nu sunt, dacă vreți, cucerite de Dumnezeu. Și asta a făcut Ozia. Și într-un fel m-am bucurat. Și am zis, da, e adevărat, putem să vorbim despre turn la, acolo la unghi, limite, putem să vorbim despre turn în vale, slăbiciuni, e adevărat, putem să vorbim despre turn în anumite, eu schimb schimbări, dar să construiești un turn, încercând să transformi un pustiu într-o grădină. Poate că este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care Dumnezeu ne cheamă să facem. Pentru că, așa cum spuneam, pentru mine lucrul acesta este valabil. Dumnezeu ne cheamă să dorim să recâștigăm oamenii, să recâștigăm, eu știu, rudenile sau oricine ar fi, care nu sunt întorși la Dumnezeu. Și pentru asta Dumnezeu ne cheamă să construim turnuri. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa că e frumos cuvântul lui Dumnezeu? Întotdeauna găsim în Scriptură comori pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi. Și aș vrea să închei cu gândul acesta. Există 4 domenii în care Dumnezeu ne cheamă să construim turnuri. Fiecare cuvântul acesta ni se potrivește diferit, dar este valabil în general pentru noi ca și familii. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem, familiile noastre trebuie să aibă limite, granițe în care trebuie să ne, în care trebuie să trăim. Să înțelegem că există slăbiciuni pe care le avem, pentru care trebuie să construim turnuri, pentru ca să putem ca aceste slăbiciuni să nu crească în lucruri care ar putea să aducă, eu știu, damage-uri, eu știu, fisuri sau orice vreți, familiilor și copiilor noștri. De asemenea, Dumnezeu ne cheamă să fim foarte atenți la schimbările pe care le facem vis-a-vis de familiile noastre. Să construim un turn, să punem pe Dumnezeu în ecuație, să spunem, Doamne, îi voia Ta. Dacă Dumnezeu ne dă, cum spunem noi, green light, nicio problemă, Dumnezeu ne-a promis că eu voi fi turnul tău de scăpare. Și eu am să te binecuvintez. Și Dumnezeu face lucrul acesta, mărit să fie Domnul. Amin. Și apoi nu uitați, pentru cei nemântuiți, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, construiți un turn în pustie și faceți dintr-un pustiu o grădină în care Dumnezeu să aducă oameni la mântuire. Și pentru toate aceste lucruri, și mai mult decât în această dimineață, am putut și am reușit ca să vă spun, Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre. Amin. Dumnezeu să-și împlinească toate promisiunile pe care le are pentru noi. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute în continuare să fim atenți, să-L iubim pe El și să dorim ca viața noastră în fiecare zi să fie transformată de Cuvântul Dumnezeu și umplută de Duhul Lui Cel Sfânt, pentru ca să putem să trăim pentru El și pentru împărăția Lui. Și zic peste noi toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să-ți lase binecuvintarea Lui și să ne ajute pe toți. Amin.